Primăria municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din reședința de județ au oferit un nou moment de excepție pentru melomani. Duminică seara, la sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean, chitaristul Costin Soare și violonistul Valentin Șerban au prezentat un concert cameral intitulat Oglinzi. Prezența celor doi valoroși instrumentiști la Deva marcând finalul unui turneu național cu această reprezentație. Ne bucurăm să fim aici la Deva, chiar și în situația asta specială, mă gândeam că, probabil că, Doamne ferește, dacă ar fi fost război, ar fi fost mai multă lume, dar cu pandemia asta, firește că oamenii se feresc să interacționeze foarte mult. Oricum și noi, ca muzicieni, ne bucurăm să vă avem aici, lângă noi, și să vedem ce se va întâmpla de mâine când vor intra în vigoare noile restricții, pentru că totul este destul de complicat pentru toată lumea, dar să revenim la muzică și să ne bucurăm în seara asta împreună de aceste muzici frumoase pe care vi le propunem. Acest program este, de fapt, programul pe care eu și Valentin l-am prezentat în turneul național Oglinzi. Am fost prin 9 orașe din țară și chiar dacă acest concert nu face parte din turneu, eu am zis că e un fel de coda a turneului Oglinzi, este al 10-lea concert, putem spune, și iată că am ajuns aici la Deva, la dumneavoastră. Chitaristul Costin Soare și violonistul Valentin Șerban au prezentat publicului devean într-o interpretare de excepție piese cunoscute din repertoriul românesc, dar și din cel internațional. Concertul Cameral Oglinzi, susținut de chitaristul Costin Soare și violonistul Valentin Șerban, va putea fi urmărit integral atât pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean, cât și pe cea a postului de televiziune 1TV Deva.